Această rubrică vă este oferită de Sanador. Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. Este momentul informațiilor din sănătate și alături de mine este domnul doctor Adrian Dijmărescu, este medic primar radiolog. Bună dimineața! Bună dimineața! Discutăm despre imagistica în diagnosticarea bolilor ginecologice și aș vrea să ne spuneți ce metode imagistice utilizați pentru diagnosticarea acestor afecțiuni. Ca în cazul oricăror alte afecțiuni, există metode de primă intenție și metode gold standard. În cazul afecțiunilor ginecologice, cum este larg cunoscut, examinarea de primă intenție este reprezentată de ecografia, în special ecografia transvaginală, care se efectuează la consultul ginecologic. În momentul în care dorim să explorăm în plus pelvisul feminin, apelăm la metoda de elecție sau la metoda gold standard, adică cea care oferă cele mai multe informații, și anume la rezonanța magnetică. Deci când este indicată imagistica prin rezonanță magnetică? Un pic să detaliați. În primul și în primul rând trebuie să înțelegem că ecografia nu poate explora pelvisul feminin în întregime. În acest caz folosim rezonanța magnetică. Practic, orice ecografie care este neconcludentă sau care descoperă o potențială leziune trebuie completată ulterior cu examinare prin rezonanță magnetică. Fie că vorbim de patologia ovarului, chiste sau posibil endometrioză, fie că vorbim de leziuni ale uterului, fibroame sau leziuni de endometru, toate acestea se caracterizează specific prin rezonanță magnetică. Dacă vorbim de afecțiuni oncologice, ce metode utilizați? În cazul afecțiunilor oncologice din sfera ginecologică, aici este clar că în momentul în care descoperim sau avem suspiciunea de leziune cu substrat sau cu potențial malign, efectuăm o examinare prin rezonanță magnetică a pelvisului feminin. Sau dacă avem leziuni care deja sunt cunoscute, trebuie să efectuăm o astfel de examinare pentru a putea cuantifica extensia locală și nu în ultimul rând pentru a putea caracteriza complet din punct de vedere imagistic. Ce trebuie știut? Că în cazurile oncologice din sfera genitală feminină trebuie neapărat efectuat un bilanț complet oncologic și aici ne putem folosi de tomografia computerizată, practic un potențial cancer în sfera ginecologică trebuie completat și cu examinare torace, abdomen, pelvis prin tomografie computerizată, iar în vederea tratamentului oncologic de durată putem folosi examinarea PET-CT pentru a stadializa complet o astfel de leziune și în ultimul rând pentru a putea urmări evoluția bolii oncologice. Și dacă vorbim despre endometrioză? În cazul endometriozei, practic, examinarea de pelvis nu diferă foarte mult, însă trebuie punctate niște aspecte foarte specifice aceste examinări. Pacientele care efectuează examinarea cu protocol pentru endometrioză trebuie să țină o pregătire digestivă în prealabil. Examinarea trebuie corelată foarte bine cu momentul ciclului menstrual și, în ultimul rând, necesită o cunoaștere foarte bună a medicului și ginecolog și radiolog a acestei patologii și se recomandă să se facă în centre care au experiențe și sunt specializate pe așa ceva. Cât de important este examenul RMN 3-test la toate aceste afecțiuni? Putem să extindem, practic în orice afecțiune, puterea magnetului mai mare de 3 Tesla vine cu beneficii. Principalul beneficiu ar fi obținerea unor imagini cu rezoluție spațială mai bună, astfel putând caracteriza leziuni mai mici. Putem diferenția mai bine între țesuturi cu, să zicem, aspect similar. Și, în ultimul rând, în anumite cazuri se pot scurta timpii de achiziție, practic pacientul să aibă un confort sporit față de alte examinări. Când ziceți timp de achiziție, înseamnă că aveți mai repede imaginile? Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această dimineață. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți în continuare pe Digi24. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.